Burlăcițe. Mamă, cele mai mistoase sunt găsite cu burlățițe. Cu hălățelele alea roz, cu ștrasele alea pe spate. Oh my God, you smell, oh my God! Ele efectiv pregătesc pur și simplu pârnaia lui ăla, că de aia se bucură. L-am luat pe ăsta, l-am prins pe fraier, după ce am leșinat, m-am făcut că leșin, că mă ia. L-am prins pe fraier, gata, s-a terminat eu cu viața lui, îl are orele numărate. De-aia vreau să fac un apel la mafioși și le spun așa, bă, fiți întregi, tăți-vă dănuță. Ele au partii lor cu bacheloretele, cu... un weekend în care ele fac ce vor. Vă spune nimic, mori. Te împuști în cap, nimic. Așa, te împuști, mai și vorbesc, dacă ați auzit. Păi, să ai un microfon la bachelorette, ce vorbi, mori. N-ai, te simțiți, adică de fapt nu te mai însori. Dar, bă, voi aveți o șansă la 1 milion. Păi fiți atenți. Singura petrecere de burlăci este trilogia Hangover. Păi voi uitați-vă la mine. Voi aia faceți. Deci la petrecerea burlacilor. Bă, Hangover să fie nimic, mă. Bă, când v-ați întors, bă, în alea 3 zile sau cât dracu e, bă, știți ce trebuie să faceți voi, mă? Să recuperați în avans tot ceea ce nu o să mai faceți de viață. Ce o să se întâmple? Nu vă mai ia? Păi cum să nu vă ia? Păi n-a leșinat când e tăinel? Te ia 100%, că ea te ia și te împachetează ea cu măsa și cu alea și te-a făcut viețaș. După aia, voi asta faceți. După aia, asta e, voi ce-ți vă însurați,